Războiul dintre consilierii județeni va avea cât de curând și victime în sensul propriu al cuvântului. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Dâmbovița, unul dintre proiectele supuse dezbaterii era cel referitor la aprobarea notei de fundamentare pentru achiziția de aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Din cauza faptului că nu s-a întrunit numărul necesar de consilieri prezenți la ședință, nevoile bolnavilor au fost iarăși puse pe lista de așteptare. Anumite proiecte, unele de importanță deosebită pentru cetățenii din județ sau din anumite localități, nu pot să primească astăzi girul Consiliului și nu pot fi puse în aplicare. Și am să vă prezint pe cele care sunt cu adevărat importante. Este vorba de aprobarea notei de fundamentare pentru achiziția de aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Ședința, care nu s-a mai desfășurat luni 1 septembrie, a fost amânată în cele din urmă pentru sâmbătă, 6 septembrie, însă nici de această dată nu știm dacă se va întruni numărul necesar de consilieri.